Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. 10 de localități au rămas fără lumină în urma intemperiei de noaptea trecută, iar la Chișinău a fost declarată situație de forță majoră, fiind doboruți copaci, piloni și fire electrice. O fată de 12 ani din capital a fost găsită fără suflare sub un copac doborât în urma furtunii de aseară, iar în raionul Dubăsari un bărbat a murit strivit de o creangă în timp ce se odihnea cu familia pe malul Nistrului. Sergiu Rusu și Sergiu Brigai sunt noi adjuncți ai procurorului general. Candidaturile celor doi au fost aprobate astăzi de Consiliul Superior al Procurorilor la propunerea lui Ion Munteanu. Procurorilor a hotărât. A exprimat acordul pentru numirea domnului Sergiu Rusu în funcție de adjunct al Procurorului General. Tragedie în urma furtunii de aseară. În capitală, o copilă de 12 ani a fost găsită fără suflare după ce un copac a căzut peste ea. Cadavrul fetei a fost descoperit în această dimineață de angajații de la Spații Verzi, anunță poliția. O altă tragedie a fost înregistrată în stânga Nistrului, unde un bărbat a murit după ce a fost strivit de o creangă căzută peste el. De dimineață, zona în care a fost găsit trupul neînsuflețit al fetei a fost împânzită de polițiști. În jur erau mai multe crengi căzute la pământ în urma furtunii. Fata ar fi fost găsită azi dimineață de către angajații de la Spații Verzi. Mama copilei ne-a spus că aceasta plecase aseară cu o prietenă, iar în tot acest timp femeia spera că ea este la amica sa. Eu m-a chemat și pe mine fardă, eu am zis că nu ies. Și eu zis că mă duc o viteză să mă plimbesc, că bine. Am sunat-o de două ori și am văzut telefonul, nu răspunde. Și dimineața am sunat-o și telefonul era închis. Nu cred că pe la prietena e și știi că telefonul atent să se scarcă repede. Locuitorii din zonă spun că au solicitat de mai multe ori ca muncitorii de la Spații Verzi să intervină și să înlăture crâncile uscate ale copacilor care se află în preajma blocurilor de locuit. Toată vremea chică aici, părțile este. Ia uite, acolo au fost copaci de rând, tot de aici n-am zis. Nu-s, chicat. Înseamnă că el e verde, are frunzi verzi. Și nu se poate tăiet. Dar uite la rădășina copacului. Este copac, știți, era cu probleme? Sau nu știu. Vedeți că tot depinde de rădășina copacului. El dacă are, ia ca în afară și are niște borți întrânsul, gata, așa la copac, dar nu-i sănătos. Dar e trimat copiii și așa, tipa în care frunzi verzi și nu se poate tăiet. Pretorul sectorului Buiucan menționează că pe acest caz va fi deschisă o anchetă internă, însă potrivit lui, crengile au căzut la pământ fiind rupte de vântul puternic, nu din cauza că ar fi fost uscate. Din câte am dovedit eu discut cu Spațiile Verzi, în ultima perioadă, să spunem anume, microcartierul ăsta, dacă vorbim strict de 11-2, blocul de lătră, noi n-am avut solicitări ceva legat de copaci, de venit, de defrișat sau de curățat. Furtuna de aseară a luat și viața unui bărbat de 36 de ani din Dubăsari. Presa locală scrie că acesta era la odihnă cu familia sa pe malul râului Nistru în satul Harmațca. În timpul furtunii, o creangă a căzut peste cortul în care se afla împreună cu soția și copiii săi. Acesta a fost strivit, iar ceilalți membri ai familiei au reușit să scape nevătămați. Bărbatul a decedat în drum spre spital. A fost potop noaptea trecută în capitală, dar și în alte regiuni ale țării. Sute de copaci au fost rupți, smulși din rădăcini și doborâți la pământ. Unii arbori au căzut peste mașini, iar mai multe fire electrice au fost rupte. Primăria anunță situație de forță majoră, iar cei de la Spații Verzi și Lumteh intervin pentru a înlătura pagubele. În țară, 10 de localități au rămas fără energie electrică. Смотрите, что тут происходит. Вот едем в сторону круга Крянга. Смотрите, здесь просто за секунду буквально эти все ветки начали падать. Acesta este tabloul înfiorător din timpul furtunii de ieri care a făcut prăpăd pe străzi. Sute de copaci au fost rupți sau smulși din rădăcini. Zeci de mașini au fost distruse după ce crengile și arborii au căzut peste ele. Această mașină a fost pur și simplu îngropată sub greutatea unui copac imens care a căzut peste ea. Locuitorii ai orașului au surprins momentul în care o creangă rupe câteva fire electrice pe o stradă din oraș.
Vântul puternic a distrus și o stație de așteptare de pe strada Albișoara. A fost prăpăd și în parcurile din oraș. La Valea Morilor, mai mulți copaci au fost puși la pământ, unii fiind chiar scoși din rădăcină. Astăzi, pe străzi, a fost greu de circulat. Primăria anunță situație de forță majoră. Responsabilii urmează să evalueze gradul de prejudiciu și să calculeze pagubele pentru a fi alocate resurse financiare. Decizia a fost luată în cadrul Comisiei Situații Excepționale Chișinău. A fost potop și în alte regiuni ale țării. La Urhei, mai multe acoperișuri au fost spulberate de vânt, iar străzile, la fel, sunt pline de copaci puși la pământ de puterea furtunii. Iar la Ialoveni, vântul a lăsat fără acoperiș un bloc din centrul orașului. În aceste imagini, un șofer a surprins momentul în care un copac se prăbușește, blocând drumul ce leagă satele Rusești Noi și Văsieni din Ialoveni. Administrația de stat a drumurilor informează că în urma intemperiei de aseară, drumurile publice naționale au fost pe alocuri blocate de copacii căzuți și s-a intervenit la Ialoveni, Rezina, Florești, Leova, Strășeni, Călăraș și în alte raioane. Cei de la Premier Energy susțin că mai multe linii electrice au fost rupte, iar 88 de localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei, Telenești, Nisporeni, Călăraș, Ialoveni, Hâncești, dar și din Chișinău au rămas parțial fără lumină. În timpul furtunii de aseară, un grav accident s-a produs la Dorlești. Un Volkswagen a fost lovit în plin de un microbus care, în urma impactului, s-a răsturnat. Voi sunteți cu suntem nevoie pe drumul pe avarie, și nu l-am văzut. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Revenim cu detalii despre victime în jurnal. Consiliul Superior al Procurorilor a numit astăzi în funcție doi adjuncți ai Procurorului General. Este vorba de Sergiu Brigai și Sergiu Rusu, care au activat anterior la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Candidaturile celor doi au fost propuse de Procurorul General Ion Munteanu. Rusu urmează să fie evaluat de Comisia Preveting. Sergiu Brigai însă nu va fi supus evaluării. Candidatura lui Sergiu Rusu, fost procuror șef interimar al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, a fost prima propusă de Ion Munteanu. Vreau să exprim total acord cu conceptul care l-a prezentat procurorul general la momentul când a acces în funcție. Este, în opinia mea, program foarte progresiv, un program necesar pentru procuratură sau pentru sistemul procuraturii ca să se alinieze cu standardele instituțiilor corespunzătoare din cadrul țărilor Uniunii Europene. Evident că avem foarte mult de realizat pe diverse dimensiuni. Rusu urmează să treacă și procedura de vetting. Până acum, acesta a fost în funcția de procuror șef a secției combatere trafic de ființe umane a Procuraturii Generale. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât. A exprimat acordul pentru numirea domnului Sergiu Rusu în funcție de adjunct al Procurorului General pe perioada exercitării mandatului de Procuror General. CSP a aprobat și candidatura pentru adjunctul Procurorului General pe domeniul judiciar. Ion Munteanu l-a propus în această funcție pe procurorul Sergiu Brigai. Eu înțeleg așteptările societății de la Procuratură, și anume se așteaptă despre finalitatea dosarelor gestionate de Procuratură și, desigur, finalitatea este prin adoptarea sentințelor irrevocabile. În acest sens, reieșind și din conceptul de management a procurorului general, principalul obiectiv este ridicarea eficienței, susținerea acuzării de stat, dacă vorbim pe domeniul judiciar, însă cu remarcă, cu respectarea drepturilor și libertăților omului. Sergiu Brigai nu va fi nevoit să treacă prevetingul, deoarece acesta a fost evaluat în martie 2024, atunci când a candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Din 2021, Brigai a deținut funcția de adjunct interimar al șefului PC Cox. În locul lui, în această funcție, membrii Consiliului Superior al Procurorilor l-au numit astăzi pe Alexandru Machidon, care anterior a activat în cadrul Procuraturii Chișinău. Noi rețineri în dosarul Interpol, în care sunt implicați mai mulți funcționari publici, printre care și șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu. O persoană a fost reținută pe aeroportul internațional Chișinău în timp ce încerca să iasă din țară, iar ieri a fost plasată în arest pentru 30 de zile. Un alt bănuit este cercetat în libertate. Procuratura Anticorupție nu a oferit informații despre identitatea suspecților.
Procuratura Anticorupție a oferit noi detalii despre schema de corupție prin care, în schimbul banilor, criminali periculoși erau ajutați să scape de urmărirea internațională cu ajutorul unor persoane publice din Moldova și din alte țări. Potrivit procurorilor, în urma investigațiilor, un nou suspect a fost reținut duminică chiar pe aeroportul internațional Chișinău, încercând să iasă din țară. Tot atunci acesta a fost percheziționat, fiind ridicate mai multe dispozitive digitale. Suspectul a fost arestat pentru 30 de zile. O altă persoană care ar fi implicată în schema a fost reținută, anunță procurorii, precizând că au descins cu percheziții la mai multe adrese. Ulterior însă aceasta a fost eliberată și acum este cercetată în stare de libertate. Responsabilii de la Procuratura Anticorupție nu au dat nume și nu au oferit detalii despre funcțiile sau rolul persoanelor în schemă. Am trimis o solicitare în acest sens, însă responsabilii de acolo nu ne-au răspuns deocamdată. Despre dosarul Interpol a anunțat acum o săptămână șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, precizând că operațiunea a avut loc în cadrul unei anchete comune a procurorilor moldoveni, asistați de ofițerii francezi și FBI. 5 persoane au fost reținute, iar ulterior 4 dintre ele au fost eliberate. În arest preventiv, pentru 30 de zile a fost plasat șeful biroului Interpol de la Chișinău, Viorel Țențiu. Cum comentați acuzațiile? Este adevărat că luați mită? Mai multe surse au declarat pentru ProTV că printre persoanele vizate în dosarul Interpol ar fi fostul ministru al justiției Vitale Pârlog, dar și șeful Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, Mihail Vodă. Aceștia nu au avut nicio reacție de când numele lor au apărut în presă. Totodată joi, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat la fel, fără a da nume, că 7 angajați din cadrul Interpol Chișinău implicați în schemă au fost suspendați din funcție. Procurorii cer încă 30 de zile de arest pentru bărbatul acuzat de răpirea și omorul Anei Maria, tânăra însărcinată în vârstă de 19 ani din Orhei. Colega noastră, Francesca Gândea, este la judecătoria din Orhei și vine cu detalii. Francesca, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Iuliana, bună ziua tuturor! Ședința a început acum câteva clipe aici, la judecătoria din Orhei. Principalul suspect în omorul tinerii de 19 ani, Gheorghe Cotorobai, a fost escortat în fața magistraților de mai mulți polițiști. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările noastre. Deocamdată nu am reușit să discutăm cu avocatul acestuia. Acum judecătorii examinează demersul depus de procurorul de caz, prin care a solicitat prelungirea arestului preventiv pe numele lui Cotorobai pentru încă 30 de zile. Gheorghe Cotorobai este învinuit de răpirea și omorul unei femei gravide și riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Tânăra de 19 ani, însărcinată în luna 6, a dispărut pe data de 12 aprilie după ce a urcat în mașina suspectului. După 8 zile de căutări, corpul neînsuflețit al Anei Maria a fost găsit în extravilanul satului Chițcanii Vechi din Telenești, la 20 de kilometri de casa bănuitului. Acestea au fost informațiile. Cu mai multe detalii revenim în jurnalele următoare. Iuliana? Francesca, mulțumesc. Un accident grav s-a produs aseară la Durlești. Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un microbuz. După impact, acesta s-a răsturnat, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din preajmă. Imagini se vede cum automobilul de model Volkswagen se oprește în trafic și conectează luminile de avarie, iar peste câteva secunde este lovit în plin de un microbuz de model Ford care se răstoarnă. La adresa redacției noastre au fost expediate mai multe filmulețe de la fața locului. Martorul a reușit să discute cu șoferul microbuzului. Voi sunteți cu mine. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești. Din imagini se vede că mașinile au fost avariate grav. Șoferul mașinii de marcă Volkswagen și un pasager s-au ales cu traumatisme și au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă. În departamentul de primiri urgențe de la Institutul de Medicină Urgentă au ajuns cu ambulanța doi pacienți, unul dintre care a necesitat spitalizare, fiind în stare de gravitate medie, dar stabilă, iar cel de-al doilea pacient nu a fost internat. După consultații și investigații, a plecat ambulator sub supravegherea medicului de familie. Poliția urmează să stabilească circumstanțele producerii accidentului și dacă șoferul microbuzului se afla în stare de ebrietate. Deja de câteva zile, mai mulți locuitori din Bălți îndură un miros neplăcut în jurul caselor lor din cauza deșeurilor menajere care nu sunt evacuate. Нехорошо, конечно. Заразу разносится. Responsabilii de evacuare a gunoiului și primarul orașului își pasează responsabilitatea. Revenim cu detalii în jurnal.
A consumat alcool, a furat o mașină și a încercat să fugă de poliție. Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru că a urcat la volan în stare de ebrietate. În cadrul investigațiilor, polițiștii au stabilit că tânărul a furat două autoturisme, iar pe unul l-a avariat într-un accident. Conducătorul automobilului Ford Transit cu numerele de matriculare în rândul automobilului cu dreapta. Șoferul a fost somat de două echipaje ale poliției să oprească după ce a ignorat de mai multe ori cerințele agenților de a trage pe dreapta. Când a oprit, totuși, tânărul a recunoscut că nu are permis și că a consumat alcool înainte de a urca la volan. Și ce v-ați schimbat la organele drept? Nu am permis. Poțim? Că n-am permis conduce. Sunteți în stare de ebrietate? Nu. Ați consumat careva băuturi alcoolice? Da. Ați consumat? Da. În urma cercetărilor s-a aflat că tânărul de 22 de ani ar fi furat mașina cu care se deplasa haotic pe o stradă din Călăraș. Mai mult, acesta ar fi furat și un Volkswagen, după care l-ar fi accidentat. Pe numele lui a fost inițiat un proces verbal și este cercetat în stare de libertate. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, de la începutul anului, din cauza șoferilor băuți, s-au produs 73 de accidente. În consecință, 8 persoane au murit, iar peste 80 au fost rănite. Recent, Parlamentul a înăsprit sancțiunile pentru șoferii care conduc în stare de ebrietate. În cazul unui accident, soldat cu vătămări corporale grave sau cu decesul unei persoane, cel vinovat poate fi condamnat la 15 ani de detenție. Bărbatul de 65 de ani, reținut la începutul lunii februarie pentru că și-ar fi violat nepoata vitregă de 5 ani, a fost condamnat astăzi la 12 ani de închisoare. Potrivit actului de învinuire, bărbatul a agresat copila acasă la el, în timp ce mama sa era plecată la magazin. Totul s-ar fi întâmplat pe 31 ianuarie. Poliția însă a fost alertată despre caz abia pe data de 2 februarie de către mama fetei. Bărbatul nu își recunoaște vina. Pe parcursul urmăririi penale, acesta s-a aflat în arest preventiv. Problema cu miros înțepător la bălți. Deșeurile menajere din câteva curse de blocuri nu au fost evacuate de mai multe zile, iar oamenii se plâng că sunt nevoiți să îndure mizeria și cer intervenția autorităților. De partea cealaltă, șeful întreprinderii municipale, care răspunde de evacuarea gunoiului, și primarul orașului își pasează responsabilitatea. Pe strada Chișinăului, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu sau 1 Mai, mormanele de gunoi stau lângă blocurile de locuit pentru că de câteva zile deșeurile menajere nu au fost evacuate. Este постоянно. Ми вже к этому привикли, ми не удивляємося этому. Вот последний раз когда вы увидели, что убрали? Ну, мне 5 назад, наверное. Я здесь всю жизнь живу, но такого беспорядка не было. Сейчас я не знаю, с чем это связано. Уже лет 5. Это ужас. И это причём не только здесь. Везде. Oamenii se plâng pe mirosul urât și mizeria din preajmă și cer autorităților să intervină. Unii locatari spun că s-au plâns la primăria din Bălți, însă fără rezultat. Нехорошо, конечно. Заразу разносится. Конечно, не нравится. Контейнеры полные, надо убирать. Люди платят. Șeful interimar al întreprinderii municipale Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți, instituție responsabilă de evacuarea deșeurilor, spune că 5 autospeciale s-au defectat și primăria trebuie să aloce bani pentru reparație. În caz contrar, situația se va agrava. У нас 4 машини стоять на ремонте. 5 уже. Вот после обеда еще одна машина поломалась. Примария нам не оплачивает по долгам. Мы не имеем за что покупать запчасти. Мы не имеем за что заправлять эти машины. Если эта проблема примария не будет решать выплатой долгов перед РСУ, через какое-то время город повязнет в мусоре. De cealaltă parte, primarul Alexandru Petkov spune că întreprinderea municipală are banii necesari și a îndemnat responsabilii să se apuce de lucru. Serviciile care se achită de către toți cetățenii și eu am fost informat astăzi că noi avem, adică DRCD-ul are peste 1.300.000 de lei datorii față de poligon, față de gunoi ăștia de la Țambula. Din câte am înțeles eu, pentru 3 luni de zile nu s-au achitat acolo niciun ban și vreau tare mult să cunosc din care cauză, pentru că lumea achită banii. Deci bani pentru gunoi. Pentru evacuarea gunoiului, locuitorii municipiului Bălți de la bloc achită 11 lei pe lună, iar cei din sectorul privat 19 lei și 70 de bani.
Săptămâna verde continuă la ProTV, iar astăzi vorbim despre importanța sortării și reciclării deșeurilor. 600 de tone de deșeuri ajung zilnic în unicul punct de sortare din țară, iar acolo se transformă în lucruri noi și sunt ulterior refolosite. Procesul are mai multe beneficii. Protejăm în acest fel mediul, conservăm resursele naturale și economisim energie și bani. Sortarea deșeurilor e mai mult decât un simplu gest. Este un act de responsabilitate socială pe care te îndemnăm să-l urmezi. Reciclarea trebuie privită ca o responsabilitate colectivă a fiecăruia dintre noi pentru a ne asigura un viitor durabil. În timp, reciclarea aduce o mulțime de beneficii utile atât mediului înconjurător, cât și nouă. Aici, în unicul punct de sortare a deșeurilor din țara noastră, în fiecare zi se sortează peste 600 de tone de deșeuri. Aici ajung toate deșeurile pe care le generează cetățenii din municipiul Chișinău. 200 de persoane în două ture le sortează pe categorii. La moment sortăm 12 categorii care pot fi reciclate fie pe teritoriul țării, fie în afară. Pentru o reciclare eficientă, deșeurile trebuie sortate de la sursă. Tocmai de asta, întreaga societate trebuie educată în acest sens, dar și să existe un sistem care să garanteze eficient depozitarea și transportarea deșeurilor sortate. Noi singuri sortăm deșeurile. Evident că în Europa chestia asta nu se întâmplă, în stațiile de sortare de acolo vin deșeurile sortate deja de la populație. Deci vine plasticul separat, sticla, metalul, hârtia și așa mai departe. Fiecare produs potrivit pentru reciclare primește o a doua viață și astfel economisim resursele naturale. Spre exemplu, deșeurile din sticlă sunt reintroduse în circuitul de producție a fabricelor de sticlă, din care se produce din nou ambalaj de sticlă. Din hârtie, din carton, iarăși se produce ambalaj cutii din carton. Deșeurile de mase plastice sunt tot de către noi reciclate. Din ele, spre exemplu, se produc ambalaje pentru produse cosmetice. Deșeurile care nu pot fi reciclate sunt arse, iar dacă în țările europene acestea sunt incinerate și astfel se obține energie termică sau electrică, în țara noastră deocamdată nu există un astfel de loc. De ce este important să avem un incinerator în țară? Pentru că, la moment, foarte multe gunoiște oricum ard. Noi avem un proces de ardere pe toate câmpurile din țară, dar el nu este controlat, nu există filtre. Deci, pur și simplu, arde totul. Reducând consumul de produse, da, ambalate sau produse care nu ne trebuie, le cumpărăm că ne place să cheltuim banii. Atunci am generat la sfârșit mai puține deșeuri și le-ar fi mai ușor tuturor, și nouă care lucrăm în acest domeniu, și naturii să respire. Fructele și legumele, carnea, ouăle, produsele lactate, dar și pâinea s-au scumpit în luna mai. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, comparativ cu luna mai a anului trecut, prețurile la produsele alimentare au crescut cu peste 4%, iar la cele nealimentare cu aproape 7%. Datele BNS arată că inflația a crescut în mai cu 3,3% față de aceeași perioadă a anului 2023. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, prețurile la produsele alimentare pentru luna mai față de aceeași lună a anului trecut s-au majorat cu peste 4%, iar cele nealimentare cu aproape 7%. Costurile pentru serviciile prestate populației în perioada respectivă s-au diminuat cu aproape 4%. Ouăle s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, cu peste 25%. Urmează fructele cu aproape 24% și legumele cu aproape 3. La fel, s-au majorat prețurile la carne, preparate și conserve din acest produs, lapte și produse lactate, dar și la pâine. În schimb, în ultimul an s-a ieftinit uleiul vegetal cu peste 12%, dar și zahărul cu peste 6%. La capitolul mărfuri nealimentare, prețurile medii de consum au crescut cel mai mult la încălțăminte cu peste 11%. Cu aproximativ 7% s-au majorat prețurile la confecții, iar materialele de construcții s-au scumpit cu peste 5%. La fel, cu aproape 5% s-au scumpit medicamentele și un pic mai puțin combustibilii și carburanții. Aproape
aproape cu 10% a crescut tariful la apă. De asemenea, s-au scumpit serviciile de transport și alimentația publică. S-au diminuat semnificativ însă tarifele la energia electrică, gaz și încălzire centralizată. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, creșterile și diminuările prețurilor în luna mai față de aprilie curent sunt nesemnificative. În ultimul raport al Băncii Naționale, guvernatorul a anunțat că rata inflației în Moldova nu va depăși 5% în acest an. Decizia lui Emmanuel Macron de a convoca alegeri anticipate în Franța după înfrângerea severă de la europarlamentare a scos oamenii în stradă. Experții cred că această alegere ar putea aduce câștiguri importante pentru extrema dreaptă și ar putea pune sub întrebare chiar proiectul UE. Revenim cu detalii în jurnal. Uniunea Europeană va începe negocierile privind aderarea Ucrainei și respectiv a Moldovei până la sfârșitul lunii iunie, a declarat șefa Comisiei Europene la o conferință la Berlin. Anterior, Comisia Europeană a anunțat că Moldova și Ucraina au îndeplinit condițiile pentru a începe negocierile, iar 12 țări UE au cerut accelerarea procesului pentru a evita blocajele din partea Ungariei, care de la 1 iulie va prelua președinția rotativă a Consiliului UE. Ukraine has fulfilled all the steps that we had set out. And this is why we believe the European Union should begin accession talks with Ukraine already by the end of this month. Moldova și Ucraina parcurg împreună pașii spre aderarea la UE, astfel că declarațiile făcute de Ursula von der Leyen se referă și la țara noastră, mai ales că săptămâna trecută, într-un raport transmis ambasadorilor țărilor membre UE de la Bruxelles, Comisia Europeană a spus că Ucraina și Moldova sunt pregătite să înceapă oficial negocierile de aderare la UE după ce au îndeplinit ultimele 3 recomandări. Comisia Europeană încearcă să grăbească deschiderea negocierilor până la 1 iulie, când președinția rotativă a UE va trece la Ungaria, care se opune integrării în UE a Ucrainei. Data marcată în calendar este 25 iunie, când cei 27 de miniștri ai afacerilor europene se vor reuni pentru a adopta proiectele cadrului de negociere și a decide aprobarea conferințelor interguvernamentale. Avansarea negocierilor cu Ucraina și Moldova la UE este susținută de 12 țări europene, care au trimis o scrisoare președinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene, în care au cerut accelerarea progresului în discuțiile pentru aderare. Republica Moldova și Ucraina au obținut statut de țară candidat în vara anului 2022, iar în 2023 s-a decis că cele două state sunt gata să înceapă negocierile de aderare. Rusia a lansat azi dimineață un atac cu rachete și drone asupra Kievului, informațiile preliminare arătând că nu au existat răniți sau pagube. Alertele de raid aerian au durat mai multe ore în toată Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat aseară în Bundestag că nu poate exista pace în Ucraina atât timp cât țara rămâne divizată cu o parte ocupată de Rusia. Discursul liderului ucrainean a fost boicotat de Partidul German de extremă dreaptă. Atacul din timpul nopții a provocat un incendiu la un complex industrial, avariind clădiri rezidențiale și rănind mai multe persoane în 6 regiuni ale Ucrainei. Rusia a lansat azi dimineață un atac cu rachete și drone asupra Kievului. Fragmente de drone și rachete au avariat un complex industrial, provocând un incendiu. Un localnic a fost rănit, iar un imobil de locuit, un garaj, o benzinărie și o unitate de depozitare au fost avariate. Pe linia frontului, în satul Lipsk, în nordul regiunii Harkov, a avut loc un atac asupra unei unități de pompieri. A izbucnit un incendiu, dar personalul și echipamentul nu au fost avariate, anunță autoritățile din regiune. Armata ucraineană a anunțat că a doborât 5 din cele 6 rachete și toate cele 24 de drone Shahed lansate de Rusia. Rusia a lansat și o rachetă balistică Iskander-M din peninsula ocupată Crimea, care nu a putut fi doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană. Între timp, la Berlin, Volodymyr Zelensky a fost aplaudat în picioare de deputații Camerei Inferioare a Parlamentului German. Zelensky a spus în discursul său că va face absolut totul pentru a preveni ridicarea unui zid între diferitele părți ale țării sale. Саме зараз декому здається, що Путін назавжди і що війні немає кінця. Але це не так.
Все це ілюзія, ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, можна розвіяти рішеннями. Ulterior, Zelenski a mers alături de ministrul german al apărării și a vizitat militarii ucraineni care se antrenează pentru a opera sistemele Patriot. Очікуємо на позитивний результат щодо найближчим часу, щодо двох-трьох систем. Cancelarul german i-a îndemnat pe aliații occidentali să facă mai mult pentru a permite Ucrainei să-și protejeze infrastructura vitală și civilii. Potrivit liderului de la Kiev, ar fi necesar cel puțin 6 baterii Patriot pentru a proteja marile centre urbane ale țării sale. Locuitorii mai multor orașe franceze au reacționat furios la victoria extremei drepte la alegerile europarlamentare din țară. Aceștia au organizat aseară proteste. Emmanuel Macron va anunța într-o conferință de presă orientarea pe care o consideră corectă în perspectiva alegerilor anticipate pe care le-a convocat. Votul anticipat a aruncat în aer dreapta tradițională franceză. Au fost proteste împotriva ascensiunii extremei drepte în Franța. Opozanții extremei drepte s-au adunat la Paris, Lyon, Rennes și Bordeaux. Oamenii au ieșit cu pancarte, au scandat sloganuri și au incendiat tomberoane. La diferență de program e nettement inférieure à ce qui les rassemble. Et qu'à un moment donné, il faut savoir pourquoi ils se présentent. Est-ce que c'est vraiment pour le bien des électeurs ou si c'est juste pour faire un chiffre. Astăzi, Emmanuel Macron ar urma să anunțe într-o conferință de presă orientarea pe care o consideră corectă pentru Franța. Pe de altă parte, președintele francez este convins că această campanie în vederea alegerilor anticipate legislative va arăta că extrema dreaptă nu este pregătită să guverneze. Ce n'est pas une très bonne idée ce qu'a fait Macron et par ailleurs, je pense qu'on va être là dans une espèce de précipitation assez dommageable. Ai vrea reflexie politică. Analiștii cred că anunțul șoc care a eclipsat într-o mare măsură victoria spectaculoasă a extremei drepte are menirea de a recupera inițiativa, forțând partidul lui Marine Le Pen să reintre în campanie mai repede decât și-ar fi dorit. Cu toate acestea, partidul de extremă dreaptă francez Adunarea Națională conduce în intențiile de vot pentru alegerile anticipate convocate de Macron. People seem to be not so worried about it. That's what puzzles me as well. I mean, people that never voted far right around us voted far right. I think they just were fed up with Emmanuel Macron. Totuși, Macron speră să mobilizeze alegătorii care s-au abținut de la vot duminică, adică 48%. Alegerile legislative în două tururi favorizează partidele tradiționale, deoarece alegătorii de stânga și de dreapta se mobilizează de obicei în spatele candidatului centrist pentru a învinge extrema dreaptă. Președintele american Joe Biden a spus că va respecta decizia juriului care l-a găsit vinovat pe fiul său, Hunter Biden, de deținerea ilegală a unei arme de foc în perioada în care era dependent de droguri. Juriul, format din 12 persoane, l-a găsit vinovat pe Hunter că a mințit cu privire la consumul de droguri pe un formular pe care l-a completat pentru a cumpăra o armă în 2018. El ar putea să fie condamnat la până la 25 de ani de închisoare sau ar putea să fie amendat cu până la $750.000. Fiind la prima batere, este posibil ca judecătorul să stabilească o sentință mai puțin aspră. Condamnarea sa pentru toate cele trei acuzații de infracțiune vine în plină campanie a tatălui său pentru un nou mandat de președinte și la mai puțin de două săptămâni după ce rivalul său electoral, Donald Trump, a fost condamnat la New York. Primul val de caniculă de anul acesta care a lovit Grecia va atinge azi punctul culminant. Acropola din Atena, cel mai vizitat sit din Grecia, va rămâne închisă pentru public. Totodată, guvernul de la Atena a avertizat cetățenii să evite pe cât posibil să iasă din case la orele de vârf. Sunt așteptate temperaturi de până la 45 de grade, îndeosebi în regiunile Atica și Peloponez. Urmează zile de foc, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, a avertizat ministrul grec pentru crize climatice. Pentru a se salva de arșiță, oamenii merg la plaje.
Serviciile meteorologice prognozează temperaturi de până la 42 de grade Celsius în centrul țării, în condițiile în care Grecia a fost deja supusă în ultimele zile unor temperaturi foarte ridicate, în special la Atena, unde joi sunt așteptate 38 de grade Celsius. Autoritățile elene au emis prima alertă de risc de incendiu din această vară din Grecia. Au publicat și o hartă pe care zonele cu risc ridicat sunt marcate cu galben, iar cele cu risc foarte ridicat cu portocaliu. Grecia, obișnuită cu valurile de căldură, s-a confruntat în 2023 cu incendii devastatoare și cu un val de căldură de 2 săptămâni. Autoritățile sfătuiesc populația să evite activitățile care pot provoca un incendiu, cum ar fi arderea ierbii uscate și a crengilor, utilizarea mașinilor care produc scântei, grătarele în aer liber și aruncarea țigărilor aprinse. Domnilor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!